Bună, prieteni! Datorită realizărilor științei moderne, oamenii sunt capabili să controleze multe procese din această lume. Cu toate acestea, din cauza dezastrelor naturale, multe țări au pierderi extrem de mari, nemai vorbind de oamenii care suferă. Astăzi vă voi arăta cele mai ciudate fenomene naturale care au fost surprinse de camera video. Dar înainte de a începe, abonați-vă la canal și apăsați clopoțelul ca să nu pierdeți niciun episod. Din fericire, nu toate fenomenele naturale sunt periculoase. Priviți acest nor neobișnuit. Nimeni nu înțelegea cum s-a format și mulți au intrat în panică. Când acest videoclip a apărut pe internet, unii au început să scrie că acesta ar putea fi un vestitor a sfârșitului lumii. La prima vedere, s-ar părea că nu este nimic ciudat. O eclipsă de soare obișnuită. Dar adevărul este că soarele în acel moment se afla pe cealaltă parte a cerului. Oamenii s-au speriat și nu înțelegeau ce se întâmplă. Aceste imagini au fost filmate de către șofer în timpul unui incendiu forestier. S-ar părea că mașina merge prin iad. Nu doresc nimănui să fie în locul acestui șofer. Fulgerul are o putere fatală, dar oare este capabil să provoace un astfel de efect când intră în apă? Stâlpii solari sau stâlpii de lumină sunt un fenomen natural destul de rar, sau mai bine zis, este chiar o iluzie optică. Cei care au avut norocul să-i vadă spun că în lume nu există nimic mai frumos. Priviți cum uraganul răstoarnă această mașină, de parcă ar fi o jucărie pentru copii. Iar aici, vântul a luat acoperișul de pe casă și l-a dus peste mașini. Acest palmier a lăsat fără cuvinte chiar și oamenii de știință. Se pare că nu numai oamenii, dar și copacii sunt capabili să leviteze. Iar acest nor i-a speriat pe locuitorii din Rio de Janeiro. Acesta arăta amenințător. Nimeni nu a putut explica cum s-a format. În acea zi nu a fost furtună, ploaie sau tornadă. Tornada de apă practic nu diferă de cea obișnuită, cu excepția faptului că se formează deasupra apei. Pâlnia poate extrage o cantitate uriașă de apă. Foarte rar, tornada de apă ajunge pe uscat. Cel mai des se întâmplă invers. O tornadă obișnuită merge spre apă și devine tornadă de apă. În acest videoclip puteți observa cum un obiect ciudat a trecut prin fața a doi bărbați cu o viteză incredibilă. Mulți spun că acesta a fost un om cu superputeri. Voi cum credeți? Ce a fost asta? Scrieți în comentarii! Iar acești nori seamănă foarte mult cu o scară către cer, de parcă cineva ar vrea să coboare din cer pe pământ. Oamenii au urmărit mult timp, dar nimeni nu a coborât pe aceste scări misterioase. O tornadă de foc este mult mai periculoasă decât o tornadă de apă, dar din fericire, acestea se formează foarte rar. Acest fenomen necesită condiții speciale, multe surse de aprindere și temperatură scăzută a aerului. Tornadele de foc se pot forma după o erupție vulcanică sau în timpul unui incendiu forestier. Aceasta se mai numește diavolul de foc. Temperatura acestuia poate ajunge la 800 de grade Celsius, iar înălțimea crește uneori până la 5 km. Iată încă o imagine controversată. Nu pot pretinde că este reală, dar nici să spun că este fake nu pot. Scrieți părerea voastră în comentarii.
Probabil ați văzut cel puțin o dată cum într-un colț a orașului sau a localității unde locuiți plouă, iar în celălalt capăt e soare. De data aceasta, ploaia a acoperit doar un metru pătrat. Așa ceva nu se întâmplă foarte des. Iată un alt fenomen care i-a speriat foarte mult pe internauți. Nu se știe dacă acest nor a fost într-adevăr, pentru că martori reali a acestui fenomen nu sunt. În acest video se vede cum un obiect necunoscut atârnă în aer, chiar în fața soarelui. Nu se știe unde a fost surprins acesta și de către cine a fost filmat, dar e clar că este anormal. Din fericire, cel puțin curcubeul nu sperie pe nimeni. Ba dimpotrivă, apariția unui curcubeu neobișnuit pe cer este perceput de noi ca o minune și un bun augur. Acest nor a apărut în America. Arată foarte neobișnuit și s-ar părea că e un fenomen normal. Dar totuși oamenii nu încetau să se mire și să încerce să înțeleagă cum e posibil așa ceva. Priviți atent! În acest video puteți observa o pasăre care atârnă în aer. Aceasta nu mișcă deloc, e foarte ciudat. Priviți acești nori neobișnuiți. Acest fenomen rar îl puteți vedea doar într-un singur loc de pe planetă, în Golful Carpentaria, din nordul Australiei. Acești nori extrem de frumoși au un nume foarte romantic, Gloria Dimineții. Iar aici e ceva într-adevăr mistic. Cel care a făcut acest filmuleț susține că acestea sunt trei NLO, care se deplasează. Punctele strălucitoare erau foarte clar vizibile pe cer. Atât, prieteni! Dacă v-a plăcut filmulețul, nu uitați să puneți like. De asemenea, abonați-vă și apăsați clopoțelul. Pe curând! Thank you.